regăsit. Printre avantajele oferite de tehnologie se numără faptul că aceasta ne ajută pe noi oamenii să eliminăm sau măcar să diminuăm din acele sarcini care sunt repetitive, care ne solicită foarte mult din punct de vedere fizic sau care pot reprezenta chiar un pericol pentru sănătatea noastră. Știu că sunt destul de multe persoane care nu privesc chiar într-un mod pozitiv faptul că se va tehnologiza o parte din activitățile noastre profesionale și pentru acest motiv am decis să încep acest material prezentându-vă patru vești bune în acest context. Prima veste foarte bună este că nu toate joburile vor fi înlocuite de tehnologie. O a doua veste bună este că vor fi și joburi noi care vor apărea, așadar cumva lucrurile se compensează. Pe de altă parte, trecerea aceasta de la activitățile pe care noi le desfășurăm la preluarea unei părți de către tehnologie va fi un proces. Așadar, nu vă puteți aștepta ca jobul pe care îl aveți să dispară de la o zi la alta și veți avea cu siguranță timp la dispoziție să vă adaptați noului context. Iar o a patra veste grozavă este că vom avea mai mult timp la dispoziție pe care să-l alocăm activităților extraprofesionale care ne fac plăcere. Dar haideți să vedem împreună care sunt totuși acele joburi care cel mai probabil vor dispărea în viitor. Un prim exemplu este jobul de poștaș. Cel mai probabil și voi utilizați foarte mult poșta electronică și probabil că acesta este viitorul pe această zonă. Un al doilea job este cel de casier. Probabil că ați observat că în hipermarketuri deja puteți să vă scanați singur produsele și puteți să faceți plățile fără ajutorul unui casier. Un al treilea job este cel de tipograf. Sunt din ce în ce mai multe cărți, reviste, ziare online și din acest motiv este probabil ca tipografiile în timp să dispară. Dispecerii de asemenea fac parte din această categorie. De exemplu, dacă vreți să comandați un taxi, mai nou este suficient să aveți instalată o aplicație pe telefon. Agenții de ticketing, de asemenea, este posibil să nu mai aibă acces la un număr la fel de mare de joburi pe domeniul lor de activitate, pentru că sunt din ce în ce mai multe site-uri care ne ajută să facem rezervări online fără să avem nevoie de preluarea rezervării și de monitorizarea acesteia de către un agent de ticketing. Totodată, pescarii profesioniști, lucrătorii în producție și cei în agricultură vor avea cel mai probabil acces la un număr mai mic de joburi pentru că aceste zone profesionale sunt din ce în ce mai mult tehnologizate. Însă, spuneam că sunt și joburi care vor apărea. Am să le menționez numai decât, însă până atunci vreau să vă spun care sunt acele joburi care vor continua să se dezvolte. În primul rând, toate joburile care țin de zona de IT și de partea de robotică, cu siguranță sunt joburi de viitor și cei care sunteți pasionați de domeniile acestea, cu siguranță veți avea multe oportunități de carieră. Totodată, toate acele joburi care implică utilizarea abilităților artistice, sociale, de comunicare, de leadership, de relaționare interpersonală sau, cu alte cuvinte, toate acele joburi care implică utilizarea de soft skills vor fi joburi care nu vor fi impactate major de digitalizare. Și acum am să vin către voi cu câteva exemple de joburi care vor apărea. Un prim job este acela de mecanic pentru mașinile self-drive.
Un al doilea exemplu este ceea ce se numește specialist în integrarea tehnologiei în viețile oamenilor. Acest specialist se va ocupa de oferirea de consultanță pentru oameni, astfel încât ei să integreze într-un mod cât mai eficient tehnologia în propriile lor vieți. Un alt job este cel de mentor medical, va intermedia relația dintre medici și pacienți, le va explica pacienților, pe înțelesul lor, care sunt informațiile de natură medicală de care este necesar să țină seama și se vor asigura că respectivii pacienți respectă planul de tratament. Este o categorie profesională destul de nouă, dar care, din informațiile mele, a început să fie prezentă și la noi în țară. Iar un al patrulea exemplu de job care va apărea în viitor este cel de Home Design Manager și acest specialist va ține legătura și va colabora cu arhitecții și inginerii astfel încât să construiască împreună case inteligente care să corespundă cerințelor beneficiarilor. După cum vedeți, lucrurile sunt nuanțate atunci când vine vorba despre tehnologie și cel mai important este să avem încredere în noi că vom găsi de fiecare dată soluții pe care să le implementăm în contextul profesional în care ne aflăm și, de asemenea, ar fi bine să ne concentrăm pe a vedea, în primul rând, părțile pozitive ale digitalizării. Sper să vă fi fost de folos materialul acesta și să vă fi schimbat perspectiva într-un mod pozitiv. Vă invit să dați subscribe canalului nostru de YouTube Career Invest, astfel încât și pe viitor să aveți acces la subiecte interesante despre carieră și despre resurse umane. Vă doresc să aveți o zi relaxată și cu mult optimism. La revedere!